cu permisiunea lui Benny. Unu, o să vorbesc de jos de aici, să fiu mai aproape de voi. Da? Și doi, punem aici două scaune pe care stă Mirele și Mireasa, bine? Sigur, nu sunt așa de frumoase ca alea adevărate, că doar ce mireasă și mirea e că miri poate, că dar ce mireasă ar sta pe un scaun de plastic în ziua nunții, nu? Impresionabil. Nu? Deși vă garantez, dacă acea mireasă ar ști că fericirea ei atârnă de a sta pe un scaun de plastic, ar prefera să stea toată ziua nunții pe un scaun de plastic. Ma din fericire, fericirea unei mirese nu atârnă de scaunul pe care stă în ziua nunții. Așa-i? Știm toți, asta nu e un secret. Ma, de ce am pus scaunele astea? Eu o să vorbesc mult cu Mirele și Mireasa astăzi. Dar Mirele și Mireasa, ești tu și soția ta. Tu și soțul tău. Ma, vreau să întreb pe Benny. Țin minte o dată când a fost la o conferință cu familie cu toflenii, am chiriat un campus și când am ajuns acolo și am intrat într-o sală mare, zic către ei, cât că am greșit sala. Zic, nu este o întâlnire cu familiile. Ba frate, da, bine ai venit. Zic, nu cred că am greșit sala. Pentru că era pe o parte, erau numai bărbați și pe o parte numai soțiile. Eu am zis, mă gândesc că la o întâlnire cu familiile trebuie să stea împreună soțul cu soția, nu? Când mergem cu copiii noștri în concediu, în aceeași mașină, tati stă lângă mami, în față, copiii în spate. Mergem la restaurant, mami stă lângă tati. Oriunde mergem în lumea asta, mami stă lângă tati. Un singur loc de pe planetă, unde vine familia, mami nu stă lângă tati. Și în mintea unui copil de 3-4 ani, zice, bă, ce-i oare cu mami și cu tati, că tămână în biserică, nu stă mama lângă tata, mai Vasile, oare de ce, mai? Așa ne-am învățat. Nu zic că e rău, nici că e bine, că binele și rău nu atârnă de locul unde stă soțul, soția în biserică, dar cred că e normal. Și de-aia unii preferă balconul, că acolo pot să stea liniștiți, așa-i? Deci imaginați-vă că tot ce se spune în seara asta este pentru tine și soția ta. Pe rog că n-am putut veni cu Atena, dar ne-am fost de serviciu. De la prânz și până acum astăzi la prânz am avut doi din cei nouă nepoți, pentru că părinții celor doi au plecat într-un scurt concediu și știți voi, când ești bunic, nu-i mai mare slujbă ca aia de bunic. Și mai ales când poți petrece cu bunica în timp cu copiii, cu nepoții, grozav. Așa că bunii Atena au rămas acasă să se odihnească, pentru că i-au gătit, noi am tăiat prin grădină, copaci, coi mici, 5 ani și 3 ani, meseriași buni. O echipă de lucru. De aia sunt singur. Îmi imaginez că eu stau pe scaunul ăsta și Atena, soția mea, stă pe scaunul ăsta, că de peste 38 de ani suntem împreună și tare multe lucruri am învățat. Vă spun foarte deschis, cred că nici 10% din ceea ce o să vă împărtășesc în seara asta n-am știut când am stat pe scaun de mire. N-am știut. Nu știu, n-am fost atent, nu m-a învățat nimeni, nu m-a interesat. Am crezut că dacă-s băiat, îs macio, îs grozav și fetele trebuie să învețe, fetele trebuie să știe, că noi le știm pe toate. Noi ne-am născut, noi bărbații, ne-am născut cu un pachet de informații pe care le știm. Nu-i așa? Și am făcut nu puține greșeli. Asta de familie. Dacă n-ar fi fost Domnul de partea noastră, ar fi fost mai așa mar de noi. Ma, nu sunt aici să vă ofer lista cu greșeli, oricum multe le-am uitat și mă bucur că Dumnezeu le-a uitat pe toate. Avem o cântare veche și de demult, care spune, și bine știu că le-ai uitat și tu. Ce bine că Dumnezeu nu ține contabilitatea greșelilor noastre. Deci,
Așa ne înțelegem, să nu cumva să gândești, să zici, mă, dacă era bărbatul meu aici, ce bine îi prinde, ah, dacă era nevastă mea de acasă cu la micul. Nu. Dacă Dumnezeu ar fi vrut să vorbească bărbatului tău, era aici. Dar pentru că ție vrea să-ți vorbească, de aia tu ești aici. Bine? Dumnezeu nu greșește, da? Și o să ne ocupăm în seara asta de o singură întrebare, bazică, fundamentală. Și anume, de ce m-am căsătorit cu tine? De ce? Bine, mă, omule, vii de la Dej până aici. Se pune întrebarea asta penibilă, cum, de ce, bă, fratele? Pentru că am iubit-o pe nevastă. Păi, frate, am zis da când soțul m-a cerut de nevastă pentru că l-am iubit. Chiar? De ce atunci așa de mulți oameni care se iubesc ajung să divorțeze? Nu mai încape dragoste în apartamentul lor sau în casa lor? Niciun mire... Nici o mireasă nu s-au cununat cu scopul de a aduna bani la nuntă, după aia să-i toace în honeymoon și apoi să zică la revedere. Nimeni nu e atât de nebun. A, poate că sunt unii chiar așa de nebuni. Dar de regulă, noi toți ne-am căsătorit pentru că ne-am iubit unul pe altul. Și totuși, majoritatea dintre noi, eu sunt în majoritate, ne-am căsătorit pentru că am fost foarte egoiști. Eu am fost un egoist, dar n-am știut atunci. N-am înțeles egoismul ăla. Mi-a trebuit ani mulți să-mi dau seama. Vă spun foarte deschis, eu când am întâlnit-o pe Atena prima dată în viața mea, eram student la Cluj, ea studentă la Galați. Vinește cu un grup de misiune la Dej și când am văzut fata asta, eram undeva în mulțime, așa, instantaneu, am zis, ce mi-aș dori eu de soție? Numiți asta dragoste la prima vedere, că așa s-a întâmplat și cu Adam. Și am gândit așa, dacă pot să cuceresc inima acestei fete, o să fiu cel mai fericit pocăit din lumea asta. Niciun moment nu m-am gândit că dacă fata asta va spune da, o să fie cea mai fericită lângă mine, mai bine. Niciun moment nu m-am gândit. Și nu știam cum să-mi folosesc toată tehnica masculină să o cuceresc. Nu să o fac fericită. Nici nu m-a interesat asta. Aline, ce să fiu fericit? Dacă ăsta nu-i egoism, care în lumea asta să fie egoism? Dar, surorilor, vă spun ceva ce n-a știut. Toți bărbații de aia s-au însurat și se însoară. Și încă ceva. Ce foarte puțin bărbați o să vă spună că le este rușine. 99% din bărbați, stimate surori, dacă naștiu până seara asta, 99% dintre bărbați se însoară și se vor însura și s-au însurat și noi toți suntem printre ei cu dorința de a avea o parteneră în dormitor. Dar nu v-au spus bărbații lucrul ăsta că le-a fost rușine. Nici eu nu i-am spus Atene că mi-era rușine. Acum la 60 plus de ani, nu mi-e rușine. Și știe și ea. Marea problemă e că maxim 20% dintre femei de-aia se mărită. Majoritatea femeilor care s-au măritat și se vor mărita, cât și în Dumnezeu lumea asta, au făcut-o așa să facă nu din dorința de a avea un partener în dormitor, ci din dorința de a fi ocrotite. E adevărat că atunci când tu ai fost curtată de un bărbat egoist care nu s-a gândit că dacă vei spune da, vei fi cea mai fericită doamnă de pe pământ, cel va fi cel mai fericit bărbat,
în mintea ta s-a născut dorința de a spune da gândindu-te că dacă spui da, vei fi cea mai fericită doamnă. Și acum intră în căsătorie un Nelu care zice, bă, dacă o cuceresc pe nevastă mea, o să fiu cel mai fericit bărbat. Și a spune, da, băiatul ăsta poate că ar merita să mă dau pe mâna lui, o să mă facă cea mai fericită. Și intrăm în căsnicie, doi egoiști, unul mai mare decât altul. Acum spuneți-mi voi, cum pot conviețui doi egoiști care se gândesc numai la fericirea lor, la beneficiile lor, la avantajele lor? Și de aia îmi permis să citez un profesor american de etică creștină. În 2001 a fost numit teologul numărul 1 al Americii. Și el spunea în felul următor: ceea ce este destructiv în căsătorie este etica de auto-împlinire, care pleacă de la ipoteza că familia și căsătoria sunt instituții ale împlinirii personale, care te fac fericit. De aceea spune el mai departe, această ipoteză susține faptul că există, este, da? Este și un mit, da? Că există cineva care ni se potrivește perfect în căsătorie. Și dacă vom căuta cu grijă, vom întâlni acea persoană. De aceea unii îmbătrânesc și mor nensurați, nemăritați, pentru că nu au găsit niciodată persoana aia. Noi ăștia care ne-am însurat și voi care v-ați măritat, am crezut că am găsit-o. Atenție, am crezut că am găsit-o. Pentru că spune el în felul următor, și un bătrân care are 84 de ani acum, această ipoteză morală, care spune că dacă tu ai răbdare, te rogi destul, cauți destul de găsi persoana potrivită care te face fericit, această ipoteză morală scapă din vedere un aspect crucial legat de căsătorie, și anume că noi întotdeauna ne căsătorim cu persoana nepotrivită. Nepotrivită. Niciodată nu știm cu cine ne căsătorim. Avem doar impresia că știm. De aia unii am curtat pe soțiile noastre un an jumate, 2, 3, 4, 5 ani până am zis, mă, vreau să mă asigur că o știu, că o cunosc, că merită să o trec pe numele meu. Și au zis, mamă, încă n-am zis da, pentru că vreau să-l mai țin un pic în șac pe omul ăsta, să mă asigur că-l cunosc. Și o curtez 3 ani, 5 ani și tot nu o cunoști. Ai impresia că o cunoști. De aceea, noi cei care suntem mai umani, am avut impresia că am cunoscut pe cel de lângă noi, după un an și jumătate, ca și în cazul meu. Însă am avut doar impresia că am cunoscut persoana aceea. Și ce m-a uimit la acest om, este un creștin, cel pe care îl pomenesc, trage o concluzie care este uluitor de importantă și de reală. Auziți, el spune așa: marea problemă în căsătorie, în orice căsătorie, în a mea cu Atena, da? Marea problemă în căsătorie este să înveți să iubești și să te îngrijești de străinul cu care ai aflat că te-ai căsătorit. Na, mamă, am măritat. Na, și cum e? Apoi, cum ai zis tu, mamă? Mai ți-am spus că doar eu cu tatăl tău. Păi ce am trecut fata mami? Tu crezi că dacă ai licență nu știu ce, sau ai două licențe, ești mai femeie decât maică ta? Nu, draga mami. Nu. No, bă, să știi că m-am surat cu fata aia. Și cum e, mamă? Am crezut că e altfel. Dar cum e? Bă, tată, ce să zic? Am știut tu cum e, că te ești însurat de mai multe vreme decât mine. Acum, fac o paranteză că mă hodinesc și un pic. Stau și eu ca voi, pe laiță, pe bancă. Poate zic unii, bă, au venit tipul ăsta din Der și ne spune lucrurile altfel. Numai ambalajul e altfel, înțelegeți? Ambalajul. Dar nu citi nimic din Biblie. Acum citește din Biblie, bine?
Am vrut doar să plec de la o premiză foarte importantă, să pun o întrebare pe care mulți ne-o punem și la an după ce ne-am căsătorit. Mă, de ce m-am înșurat cu tine? De ce te-ai măritat cu mine? De ce? E cea mai importantă întrebare. Și apropo, noi la catechizare, înainte de botez, noi avem 7 lecții, 7 întâlniri. Știți, toate întâlnirile le grefem pe niște întrebări, pe 7 întrebări. Știți care e prima întrebare, la prima întâlnire? De ce vrei să te botezi? Spune-ne care e rațiunea care te împinge la apă botez. Ai 15 ani, bă, copil, ești un mucos. De ce vrei să te botezi? Sau ai 70 de ani. Pentru că te întreabă lumea, mă, dar de ce te botezi? Ce e aia? Trebuie să știi. No, de ce te-ai înșurat? Păi mi-a venit vremea, frate. De ce te-ai măritat? Păi toate colegele s-au măritat. Nu. Care a fost rațiunea? Și acum citesc un text. Nu ca o găselniță. Vreau să spun că în textul acesta am găsit cele mai grele lucruri pe care Dumnezeu le cere de la un pământian. Cele mai grele lucruri. Da, nu trebuie să-mi dați dreptate, hai să auzim textul. Efeseni, capitolul 5. Unul din textele care sunt atât de citite la nunți. Efeseni 5 și începem cu 21. 5:21. Supuneți-vă unii altora. Sau unul altuia. Atenție! Supuneți-vă unul altuia. Unul altuia. În frica lui Hristos. Adică Pavel vine și încreonează un perimetru numit frica lui Hristos. Și când intru în acest spațiu numit frica lui Hristos, numit o sferă, dacă nu perimetru, în sfera numită frica lui Hristos, tot ce se întâmplă în sfera aia, în spațiul ăla unde funcționăm noi, este sub imperiul fricii lui Hristos. Și atunci, în căsătorie, spuneți-vă unul altuia, unul altuia în frica lui Hristos. Și acum începe să explice Pavel ce înseamnă asta. Și începe cu cine? Ladies first. Nu americanul a inventat sloganul ăsta. Doamnele mai întâi. Ia auziți. Soțiilor. Fiți supuse soților voștri, cum? Ca Domnului Iisus. Dar de ce? Pavele, de ce spui asta? Tu n-ai fost însurat. Nu știi ce bărbat să faci noi. Ba, ascultați. Pentru că bărbatul este capul soției. După cum, sau exact cum Hristos este capul bisericii. El, Mântuitorul, Salvatorul trupului. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa, în aceeași termen, tot așa și soțiile să fie supuse soților lor în câte lucruri, stimate surori, în câte lucruri? Numai în toate, în restul sunteți libere. În toate lucrurile. Soților. După ce le spune Pavel la soții, nu, aia, așa e, vezi nevasta, așa trebuie, stai. Acum e rândul tău. Ia auziți, soților, iubiți-vă soțiile, cum a iubit și Hristos biserica. Dar cum a iubit-o? Păi s-a dat pe sine pentru ea. Cu ce scop? Este fantastic de important să înțeleg scopul. Ia auziți, păi ca să o sfințească. Atenție, dacă nu și-ar fi dat viața Hristos pentru biserică, nu putea să o sfințească. Deci, soților, iubiți-vă soțiile precum Hristos biserica, da? Și-a dat viața pentru ea, ca să o sfințească după ce a curățat-o prin botezul cu apă, prin cuvânt. Și acum, țineți-vă bine, bărbaților. De ce și-a dat viața Hristos? Ca să sfințească soția, pentru că avea un target extrem de important, cosmic, pentru ca să prezinte, să înfățișeze înaintea lui această biserică glorioasă, slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau ceva de felul acesta, ci cum? Sfântă și fără prihan. Bărbaților,
Noi suntem pe scaun. Eu am stat pe scaunul ăsta din stânga, Atena pe scaunul din dreapta. Bărbaților, vă dați seama de ce v-ați însurat? Vă dați seama că într-o zi, noi bărbații, va trebui să prezentăm în fața lui Hristos fiecare dintre noi soția de care ne-am îndrăgostit când am fost niște mari egoiști. Ia gândiți-vă, dacă în seara asta Hristos a reintrat pe scena istoriei și noi, fiecare, noi bărbații, ar trebui să ne prezentăm nevestele în fața Lui. Cum arată în seara asta soțiile noastre? Cum? Da, merg mai departe. Și o să sar la versetul 32. Acum, Pavel vorbește despre soț și soție sau despre Hristos în biserică. Uitați cum încheie la această pledoarie pentru scopul căsătoriei, da? Încercând să răspund la întrebarea noastră din seara asta, de ce m-am căsătorit cu tine? Ia uziți, taina asta, misterul acesta este mare. Ce vrei să spui, Pavele? Păi, eu nu vorbesc despre soție, ci vorbesc despre Hristos și biserica Lui. Acum țineți-vă bine. Pune versetul 30, te rog, în fața noastră. Pentru că noi, eu și soția mea dragă, tu și soția ta, tu și soția ta, noi, care întrim viața în această sferă, fiica lui Hristos, noi suntem mădulare ale lui Hristos. Adică eu cu nevastă mea, tu cu nevasta, suntem os din oasele Lui, carne din carnea Lui Hristos. E simplu lucrul ăsta, e simplu. E teribil de complicat. Lumea nu ne cunoaște, pentru că nu L-a cunoscut nici pe El. De-aia l-a răstignit. Noi pretindem că-L cunoaștem. De acum când te uiți la soția ta, uită-te în această perspectivă, gândește că ea este os din oasele lui Hristos, carne din carnea Lui. Tu când ești la bărbatul tău, soră, egal ce vârstă are, uite-te că el e os din oasele lui Hristos, carne din carnea lui Hristos. Spuneam că acest pasaj din Biblie mă confruntă cu cele mai grele lucruri pe care trebuie să mi le asum. Și hai să ne ocupăm de ele, pentru că asta sunt răspunsul la întrebarea de ce m-am căsătorit cu tine. Și înainte să intru în miezul lucrurilor, dați-mi voie să vă întreb, aflând ce ne spune Pavel nouă celor căsătoriți, ce credeți cei mai greu să fii? Soție sau soț? Femeie sau bărbat? Ce credeți că e mai greu, mai dificil să fii? Nu răspundeți, ci o să găsim răspunsul în câteva momente. Și încep cu bărbații acum. Dar versetul 25 spune soților, iubiți-vă soțiile cum a iubit și Hristos biserica și a dat pe sine pentru ea, cu scopul de a o sfinți, având de vedere că într-o zi este responsabil de felul în care soția lui arată. Responsabil nu în fața socrilor lui, a părinților ei, nu în fața comitetului bisericii, nu în fața păstorului, nu, nu în fața copilor, nu! Ci în fața celui ce a dat-o pe mână. Bărbaților, cum vi se pare această provocare a Duhului Sfânt prin cuvântul Scripturii, în dreptul nostru, de a ne purta cu soțiile noastre în termenii în care Hristos Domnul se poartă cu biserica Lui. Complicat? Sau simplu? Ce înseamnă asta? Că în tot comportamentul meu ca și soț, în cele mai mici detalii, adică să mă port cu această soție, Atena mea, tu cu Maria ta.
ca și cum Hristos ar fi bărbatul nevestei mele. Ca și cum în hainele mele n-aș fi eu Nelu Mureșan de la Dej, ci Iisus, Fiul Dumnezeului cel viu. Și când îți vine să-ți ceri soția pentru ceva, gândește-te, cum ar certa-o Hristos? Cum ar trata-o Hristos? Ești cu ea în dormitor. Cum s-ar purta cu ea Hristos? Ești cu ea la restaurant. Cum s-ar purta Hristos cu ea? Cum? Asta îmi cere mie cuvântul lui Dumnezeu ca soț. Să o tratez pe nevastă mea ca și cum în pielea mea și în oasele mele ar fi însuși Hristos Domnul. Vă garantez că dacă noi, soții, ne-am asuma rolul acesta, nu știu dacă am mai avea probleme la comitet cu neînțelegeri în căsniciile din bisericile noastre. Dar merg mai departe și vin acum în bătătura soțiilor noastre. Soțiilor, fiți supuse soților voștri ca Domnului. Aș întreba surorile și dacă cineva e mai îndrăzneat și vrea să răspundă, ce înțelege o femeie care e în Domnul când citește această pretenție a lui Dumnezeu din Efeseni 5:22. Soților, fiți supuse soților voștri ca Domnului Iisus. Ce înțelege? Ce pricepe mintea ei? Vă spun ce înțelege soția mea. Sigur, n-am înțeles la început, că nici nu am priceput asta. Când Pavel spune soțiilor, fiți supuse soților voștri ca Domnului, îi pretinde unei soții că atunci când se gândește și se uită la bărbatul ei, să nu-l vadă pe bărbatul ei, ci pe Hristos în persoana bărbatului ei. Asta e extrem de complicat. Dar frate Nelu, stai puțin. Dar Hristos a sfărăit, a avut chelie, a avut burtă, a avut varice, și mai departe. Păi probabil că nu. Mi-amintesc o dată o cititoare a lui Max Lucado, vine cu o carte la librărie, o trântește de cichea și spune: nu mai cumpăr cărțile lui Max Lucado. Deci vânzător, dar de ce, doamnă? Păi își permite Max Lucado să spună că Iisus a avut coșuri în adolescență? Și foarte înțelept vânzător a zis: stimată doamnă, ce v-ar conveni mai mult? Să știți că a avut coșuri sau că n-a avut? Mie mi-ar conveni să fi avut că am fost plin de coșuri. Dacă aș fi aflat că și Iisus a avut coșuri la adolescență, îmi spuneam: bă, dar asta e Iisus și eu. Nu știu, probabil că a avut, probabil. A avut și el hormon ca și noi. Trec peste subiect, peste chestiunea asta. Imaginați-vă că atunci când Pavel vă spune dumneavoastră celor mai în vârstă, doamnelor, soților și voi celor mai tinere, să fiți subordonate soților voștri ca Domnului Iisus, vă cere practic să vă priviți și să vă tratați soții ca și cum în papucii lor, în pijamaua lor, în costumul lor, în capotul lor, în pielea lor, ar fi însuși Fiul lui Dumnezeu. Imaginați-vă ce înseamnă asta. Bei o cafea dimineața cu soțul tău, ca și cum stai la o cafea cu Domnul Iisus. Speli rufele soțului tău, ca și cum în mașina de spălat ai pune rufele Domnului Iisus. Plănuiești ceva, vine ziua de naștere a soțului tău. Îți imaginezi că tu celebrezi ziua de naștere a Domnului Iisus. Imaginați-vă cum ar arăta casele noastre dacă noi ne-am propune să cerem har de la Dumnezeu, să ne tratăm unii pe alții în termeni în care Dumnezeu ne pretinde și ne cere. Hai să pun o întrebare și nu trebuie să răspundeți. Imaginați-vă că am luat fiecare o bucățică de hârtie
pe care ar trebui să scriem rugăciunea pe care am înălțat-o Domnului pentru noi bărbați și pentru soții și voi pentru bărbații voștri. Ce ați scrie pe bucatea de hârtie? Ce v-ați rugat dimineață pentru soț, pentru soție? Ce v-ați rugat? Ce v-ați rugat? Ce ați cerut Domnului? Oare câți dintre noi bărbații în ultima săptămână sau în ultima lună am zis, Doamne, mi-ai cerut prin căsătorie să mă port cu soția mea, cu draga mea nevastă, așa cum Hristos își tratează biserica. Doamne, n-am știut, învață-mă cum să o fac. Oare câți ne-am rugat așa? Câți ne-am dorit să facem asta? Acum, mergem mai departe. De ce m-am căsătorit cu tine? M-a avut rațiuni în mintea mea și în inima, departe de rațiunile pe care Dumnezeu le-a avut. Gândiți-vă că oricât am fost noi de puri, de curați, fiecare dintre noi am fost niște păcătoși. Noi ne-am născut în păcate. Noi am intrat cu păcate în căsniciile noastre. O, nu vă gândiți la păcate monstruoase. Am intrat cu o natură păcătoasă. Mă, doi păcătoși, e greu un păcătos să gestioneze greșelul. Dar aminte că sunt doi păcătoși cu greșeli. Ca și cum doi oameni, un el și o ea, intră într-o mareaș cu datorii, el cu datorii lui și ea cu ale ei. Să mulțesc datorii, nu se împuținează. La început, când dragoste, zicem noi, este oarbă și este la maxim, așa credem noi, nu vedem anumite slăbiciuni. Mai mult, nu-i așa, când am curtat soțiile noastre, noi băieții, și mai ales ele, când au fost curtate de noi, și-au aranjat fiecare coș. Au folosit make-up de calitate. Între noi am făcut repetiții cum să vorbim la întâlniri, să nu cumva să limba să ne dea de gol și așa, să ne stăpânim, să ne înfrânăm, să arătăm că suntem oameni serioși, că suntem bărbați de încredere. Nu-i așa, am fost niște mici actori. Unii am excelat prin actorie, ne-am descurcat foarte bine, alții mai puțin bine, că nu, ce să-i faci? Au fost niște actori. Ei, dragii mei, frați și surori, căsătoria este singurul loc de pe planetă unde nu ne mai putem ascunde veșnic unul de altul. Cineva descria viața umană ca un carnaval până în momentul în care oamenii se căsătoresc. Și când te-ai căsătorit, hai că mai ține luna de miere, un pic mai tragi, mai, dar după aia n-are rost, îți pui costumul de actor în dulap și rămâi tu așa cum ești. Și zici, băi, tată, mă, de-am crezut că fata asta e altfel, mă. Fata spune, măi, mami, de-am crezut că băiatul ăsta, dar tu știi ce bine predica, dar ce frumos recita, dar ce frumos se ruga și în limbi și, Doamne, că, na, cum să nu mă mări cu așa băiat? Toate fetele m-au invidiat și tu, mama, ai să spun ceva. Omul ăsta nu e așa. Aia de toate, fată. Adevărata noastră identitate se descoperă nu în biserică. Nu, uitați-vă ce soți cu minți, dar ce surori, nu vorbește nimeni. Ia dragul să stai între zidurile casei de rugăciune. Toată lumea, nu-și bate nimeni copii. Ce faină e viața de biserică. Dar după ce ieșim de aici, trântim portiera la mașină, apoi începem. Aia au cântat așa, au fost îmbrăcat așa, l-au făcut așa, pastorul s-a făcut așa și gata, începe viața noastră. Adică gata cu hainele de spectacol și de actori, suntem noi înșine. Și îmi place tare mult cum sublinează acest aspect un mare om al Dumnezeu, a murit recent, Timothy Keller. Vă recomand o carte de-a lui, se numește Sensul căsătoriei. Excelentă carte, excelentă, excepțională carte. El spune așa, dacă defectele tale îi deranjează într-o anumită măsură pe cei din jur, poți fi sigur că ele îți vor cauza probleme serioase în căsătorie. Nici o altă persoană nu este atât de deranjată și de rănită de defectele tale cum este partenerul tău de viață. Și ascultați ce zice el. Căsnicia scoate la iveală tot ce-i mai rău în tine. No, dacă vrei să știi cât ești de rea, mărită-te.
Vrei să știi cât ești de rău? Însoară-te. Și spune chiar mai departe. Ia aminte, nu căsătoria îți creează defectele. Chiar dacă ai tendința de a pune vina pe ea sau el. Ce au zis? Căsătoria doar le scoate la iveală. El spune într-un fel mai dur, zice, mariajul te ia de gât, te trântește cu nasul în oglindă, spune, ăsta ești tu. Dacă n-ai știut, uite, ăsta ești tu. Biserica nu știe cât ești tu de defect. Soția ta știe. Soțul tău știe. Asta e dureros. Nu-i așa? Toți când ne căsătorim, ne ascundem defectele și noi știm că avem niște probleme în noi. Recent discutam cu cineva într-un anumit context care avea probleme foarte grave de comportament și a zis, am crezut că dacă mă însor, rezolv. Nu. Nu doar că s-au adâncit problemele, a nenorocit-o și pe nevastă sa. Este o utopie să zici, auză, e drept că uite, îi plac prostiile. Acum recent vorbeam cu cineva, zice, îi place băutura la beat, că e din lume, dar auzi, frate păstor, dacă mă mărit cu el, eu cred că rezolv. Ce se rezolv tu, frate? Asta bea mai mult după aia. Dă mai puțin. Adică, dar nu-i stare să se înfrâneze de dragul tău, crezi că o face după ce ești pe numele lui, e aberație. Acum îți dai seama că fata asta are defecte, zici, Doamne, te-am crezut că fata asta e altfel. Mai frate, tu crezi că ești mai bun decât ea? Fratele Joția, sigur, îl știu pe fratele Popion din Negreni. Un om înțelept a fost păstorul nostru senior. Și când am pornit biserica, am zis, frate Ioane, eu cu un pic de teologie, dumneata cu multă experiență, facem un pastor de treabă. Și povestea bătrânul Pop, că după o vreme, într-o familie tânără au apărut probleme. Și când am mers la consiliere, fratele păstor, el a început soțul să zică către ea, Tu, i-am avut atâtea variante să mă însor și te-am luat pe tine, la care bătrânul zice, stași mă din gură mea, că dacă erai în stare, te însurai cu alta, dar n-ai fost în stare să o iei pe alta, numai pe asta. Și au terminat consilierea. Adică nu poți spune, bă, uite, îi spui la prietenul tău, bă, fii atent, asta, nevastă-mă, cum e așa, e așa, e așa, e așa, bă, tași din gură. Tu ești mai rău ca ea. Când mă pe aia ai văzut-o, mă? Dacă erai deasupra, vedeai și tu una mai sus. Te-ai fost numai aici, așa ai văzut la nivelul ăsta. Așa că taci. Taci. Deci n-are rost să-l plângem că, uite, nevasta e așa. Că bărbatul e așa, nu zic, Doamne, asta e nevastă mea. Tu știi cât de dragă mi-a fost. Doamne, Tu știi cât am postit pentru ea, cât m-am rugat și mi-ai dat-o. Dar acum învață-mă cum să o iubesc și cum să o tratez. Cu alte cuvinte, de ce m-am căsătorit cu tine, dragă? Păi suntem doi păcătoși care ne-am îndrăgostit unul de altul. Dumnezeu ne-a tras într-un context, în frica lui Hristos, într-un mariaj, pentru ca să ne sfințim viața unul. De acum, păi în relația cu soția mea, eu îi văd defectele și vorbesc cu Dumnezeu despre defectele ei și am vede defectele și discută cu Dumnezeu despre defectele mele. Noi suntem doi oameni plini de defecte și de greșeli, de păcate și ne asistăm unul pe altul în procesul acesta. Asta e greu într-o căsnicie. E foarte greu. De aia este imposibil de dus jugul căsniciei fără Hristos. Nu poți. Nu poți. Și revin la Timothy Keller, mi-a plăcut în cartea lui, el spune că fiecare mariaj are trei stadii, trei etape, trei perioade. Prima perioadă. Zici, mă, ce egoistă e nevastă mea, mă. M-am însurat cu o egoistă. Pe câțiva ani zici, mă, totuși mă șos egoist. Faza a doua și faza a treia, cea mai lungă, zice Keller, e următoare, măi. Doamne Dumnezeule, cum să rezolv egoismul din mine? Nu din nevastă mea. Nu din bărbatul tău, soră.
Cum să tratezi egoismul din tine? Cum să tratezi păcătoșenia ta? Și spune neveste, bă, nevastă, bă, fără tine nu pot, mă. De-aia mi te-a dat Dumnezeu ca ajutor potrivit. Ajută-mă, că nu mai pot. Tu vezi cât de egoist. Știu că nu-i simplu. De aceea, l-aș cita pe C.S. Lewis, care, uitați cum definește dragoste autentică. Nu aia care zicem noi că ne-a tras în mariaj. Aia a fost așa un fel de foc de artificii. Au fost bune, foarte bune. Am stat cu gura căscată la artificii. Ce fain este, ne-am îndrăgostit. Uitați ce spune C.S. Lewis. Și vă amintesc că C.S. Lewis s-a căsătorit la 58 de ani. Știți în ce biserică s-a căsătorit el? Într-un salon de spital, pentru că soția lui avea cancer la oase. Au trăit 4 ani și a zis Lewis, într-o carte de lui, am trăit atât de intens în 4 ani, cât alții într-o viață, tot ce puteam experimenta în iubirea conjugală am trăit. Ascultați cum definește el iubirea biblică. Zice așa, când Biblia vorbește despre dragoste, o măsoară în primul rând, nu prin cât de mult vrei să primești de la cineva, ci cât de mult ești dispus să dărui cuiva. Cât de mult ești gata să pierzi de dragul acelei persoane, la cât din libertate ești gata să renunți, cât din timpul tău prețios, din emoțiile tale și din resursele tale ești gata să investești în celălalt. Eu regret, fraților și surori. Spuneam Atenei recent și am spus și mai devreme, regret că n-am investit mai mult în ea ca și soția mea. Am investit în copii și în biserică. La biserica, la anul ies în pensie, m-aș bucura să ajung beba de pensie. Ne uită! Stăm în bancă, cu minți și tineri ne slujesc. Domnul se binecuvinteze. Familia, soția, copii. Sunt convins că nu o să mă întrebe Domnul Iisus în ziua întâlnirii cu El cât de bine mi-am făcut lucrarea în biserică, ci ce am făcut cu Atena și cu copiii noștri. Pentru că Dumnezeu mi-a dat pe mână o soție și copii, nu biserica în primul rând. A venit pe urmă, în timp. Deci îmi place mult cum afirmă un om al lui Dumnezeu la maturitate și spune așa, vreau să-l citesc. Spune într-o carte de lui, cu aluzie la soție și la copii și citesc. Nu m-am căsătorit cu tine pentru că erai perfectă. Atenție, nici măcar pentru că te iubeam. Mă, ce jignire! Nu vă grăbiți. M-am căsătorit cu tine pentru promisiunea ce mi-ai făcut-o. Acea promisiune a acoperit toate defectele tale. Iar promisiunea pe care ți-am făcut-o eu le-a acoperit pe ale mele. Doi oameni imperfecți s-au căsătorit în virtutea unei promisiuni. Iar când ne creșteau copiii, nu căminul îi proteja, nici dragostea noastră, ci acea promisiune. Acel angajament. Până când? Până la moarte. Până la moarte. Orice s-ar întâmpla, acea promisiune este cea mai mare promisiune pe care un pământean o poate face altui pământean. Adică, Nelule, stau lângă tine până mor sau până mori. Atena, stau lângă tine. Chiar dacă poliartrita îți răsucește falangele și tot la 10 săptămâni plecăm la întâlnare de o zi la Cluj, la o perfuzie, de vreo 15 ani, stau lângă tine și tu stai lângă mine. Pentru că ți-am promis. Și ți-am promis înaintea lui Dumnezeu. Și promisiunea aceea emană puteri divine. Toți bărbații ne-au măsurat pentru că
Erați frumoase când v-am curtat. Nu mi-am imaginat că după 38 de ani de căsătorie o să pot iubi pe Atena mai mult. Pentru că deja am mâncat sare suficientă. Deja ne cunoaștem în 38 de ani atât de bine încât deja știm ce iubim. Și imaginați-vă că la adânci bătrânețe, cu proteza uitată undeva într-un pahar cu apă, zice soția ta: mă, omule, ce drag îmi ești! Dar păi și tu ești o scumpă! Nu-i mare lucru să vezi doi tineri sărutându-se în parc. E mare lucru să vezi doi bătrânei și rar vezi unul în cârjă și se uită la băbuța lui. Și vine minte o scenă dintr-un metrou din Paris, povestește Filipian și într-o carte de lui, ce că într-o stație de metrou intră o bătrânică cu de-abia se mișca și stă lângă doi tineri care ăsta o ținea pe aia în brațe și toți se sărutau și zice băiatul către iubita lui, zice, într-o limbă, într-o rusă perfectă: ia ce urâtă e baba asta. Și la câteva stații, baba își ia cârja și într-o rusă perfectă spune: bă, băiete, la vârsta ei era mai frumoasă ca ea, să știi. Nu-i mare lucru în tinerețe să iubești și să te săruți. E uimitor, este divin la bătrânețe să te bucuri de nevasta tinereții tale. Tatăl meu a murit acum 2 ani și câteva luni de COVID. Părinții mei au fost internați în același salon. Și mi-a spus asistenta șefă că atunci când l-a mutat de pe salonul normal la intensivă, tata a spus așa, a sărutat-o pe maică mea și a zis către asistenta șefă: doamna asistentă, am avut cu soția mea o viață de vis. A sărutat-o pe mama și a plecat pentru totdeauna. Tatăl meu la 80 de ani, a murit la 82. Mama are 84 acum, ne ocupăm noi de ea. La 80 de ani a zis: copile, eu sunt în luna de miere. La 80 de ani? Da. Pentru că la 80 de ani luna de miere arată altfel decât luna de miere pe care a făcut-o săracii, știu eu, la țară muncind. De ce m-am căsătorit cu tine? În timp Dumnezeu mi-a arătat de ce m-am căsătorit cu tine. Și când am înțeles de ce m-am căsătorit cu tine, am decis să rămân lângă tine. Orice s-ar întâmpla. Ce păcat că la 25 de ani nu știm aceste lucruri. Ce păcat că unii am uitat aceste lucruri. Dar ce bine că într-o seară ca aceasta Duhul lui Dumnezeu ne amintește aceste lucruri. Și apropie de încheiere, pentru că așa se cuvine, l-aș citea tot pe Timothy Keller din cartea Sensul Căsătoriei, care spune așa: fă pentru soția ta sau soțul tău ceea ce a făcut Dumnezeu pentru tine în Hristos. Restul vine de la sine. Acesta e secretul. Evanghelia lui Hristos și căsătoria se explică una pe alta. Adică atunci când a inventat căsătoria, Dumnezeu avea deja în minte lucrarea salvatoare a lui Hristos. De aceea, e fundamental să înțelegem în căsătorie că Dumnezeu ne-a lăsat să ne îndrăgostim unul de altul, să intrăm în mariaj unul împreună cu altul, să stăm o viață de om unul lângă altul, pentru că ajutați de harul lui Dumnezeu să asistăm pe cel de lângă noi în procesul desăvârșirii. Și îmi place mult ce spune Benny Farageau și vreau să-l citesc. El spune așa: Dumnezeu a făcut un plan în sine însuși încă înainte de întemerea lumii. În conformitate cu acest plan, Dumnezeu are un scop precis cu fiecare dintre aceia pe care i-a chemat prin predicarea Evangheliei lui Hristos, și anume, planul lui Dumnezeu este să dăltuiască în ei, în noi, chipul Fiului Său,
spre împlinirea acestui bine al nostru, lucrează împreună toate lucrurile. Dar oare, zice Benny, care dintre noi știe ce dalte trebuie să folosească Duhul lui Dumnezeu la un moment dat pentru dăltuirea chipului Domnului Iisus în noi? Oare trebuie să ia în mână dalta bucuriei sau pe cea întristării? Dalta belșugului sau pe cea lipsurilor? A sănătății sau a bolii? A păcii sau a răzbunării? Dalta aprecierilor sau a persecuțiilor și a barjocilor din partea semnilor noștri? Dalta succesului sau insuccesului? Eu îl completez pe Beni și trag concluzia următoare în dreptul meu. Cea mai eficientă daltă pentru modelarea caracterului meu creștin în mâna lui Dumnezeu se numește Atena, soția mea. Și cea mai eficientă daltă în mâna lui Dumnezeu pentru dăltuirea caracterului Hristos în Atena, soția mea, sunt eu. Întrebarea este, mă las folosit de Dumnezeu în a modela în cel de lângă mine caracterul lui Hristos? Eu încerc să fac asta. De 38 de ani, încearcă și tu. Cei care doriți să știți mai multe lucruri despre asta de familie, stau la îndemână cu 3 cărți. Sunt acolo în hall. Vă le recomand. Însumează conferințele de tineret. Asta, Ada se numește, e o carte gândită pentru consilierea premaritală. Ada înseamnă adevărata dragoste așteaptă. Câți ani ai? Eu. Da. 15. Ce fac cadou? O să-ți prindă bine. Este pentru pregătirea vederii căsătoriei și cartea o încep cu o poveste, o numesc despre Făt Frumos și Elena Cosânziana, un băiat de 18 ani, care se îndrăgostește de fapt de 14 ani. Se joacă de mama și de tata și vin la consiliere. Așa încep cartea asta. Și apoi, e atractivă pentru tineri, o să vedeți. Pentru părinții voștri, da, pentru adulți, sunt două cărți care conțin seminariile la care am fost din 95 până astăzi la conferință cu familiile, adică până astăzi, până am scris-o pe asta, da? Le recomand cu mult drag. Vă doresc multă sănătate și în primul rând rog pe Dumnezeu să facă din cei ce vă slujesc modele demne de urmat în viața de familie. De asta are nevoie Biserica lui Hristos, bisericile locale, de bărbați și femei care își asumă rolul pe care Hristos le atribuie prin căsătorie. Și pentru a ne împlini mandatul, știți ce spune în versetul 18 din Efeseni 5? Puneți, vă rog, acest ultim pasaj. Că un om neasistat de puterea Duhului Sfânt nu poate face asta. Și spune versetul 18, nu fiți plini de vin, asta e destăbălare, dimpotrivă. Fiți plini de Duh Sfânt și dacă bărbați și femei au nevoie de plinătatea Duhului, asta în primul rând ca să-și poată împlini mandatul din familie și zic, Doamne, umple-ne cu Duhul Tău. Și cine-i plin de Duh Sfânt, știți cum se roagă? Și Duhul și Mireasa zic, vino, Doamne Iisuse. Amin.